Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor! Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului preasfințite stăpâne, binecuvintează! Ia din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curatei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților ierarhi Atanasie și Cirilo, ocrotitorii acestei parohii, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților, sfințiților, mucenici Clement și Agatamiel și ale celor împreună cu dânsii pomeniți, pentru ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Ce se întâmplă. Și atunci cineva i-a spus că trece Iisus Nazarinean. Înseamnă că el a auzit despre Iisus mai de mult și de aceea a
a început să strige din toată inima lui: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. El credea că acest Iisus este Mesia, cel de care l-a cercat poporul Israel, și acest Mesia putea să facă minune de tot felul, așa cum se profețise deja în cartea prorocului Isaia, că Mesia, atunci când va veni, va dărui lumină celor ori. Și acest or s-a încrezut, a crezut că Iisus poate să-i dea lumină ochilor. Și de aceea a strigat: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți de mine. Fiul lui David, pentru că Mesia trebuia să fie neapărat urmaș al regelui David, precum și era Mântuitorul Iisus Hristos cel mare. El nu știa că acest Iisus este de fapt și Fiul lui Dumnezeu, dar știa că Dumnezeu lucrează prin el și că poate să facă nimeni mare. Mulțimea însă a fost deranjată de strigătul omului și l-a îndemnat să tacă. Dar el și mai tare a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos s-a oprit din drum și a întrebat: cine este cel care strigă, l-a chemat la sine și a zis: ce vrei de la mine, ce vrei să-ți fac? Vezi, credința ta te-a mântuit. Și el de îndată a primit vederea și l-a urmat pe Iisus, aducându-i slavă Dumnezeu. Este impresionant această priveliște, să vedem cum or dintr-o dată primește vederea și se umple inima de bucurie. Cred că pentru noi este un prilej și de a învăța ceva, nu doar de a rămâne la nivelul acesta de impresie, că de multe ori se întâmplă să fim impresionați de lucrurile lui Dumnezeu, de minunile lui Dumnezeu. Dar nu este suficient doar să fim impresionați, ci undeva trebuie să se întâmple ceva la nivelul inimii noastre. Trebuie să se producă o schimbare. Atunci când îl întâlnim pe Mântuitorul Iisus Hristos de adevăratelea, trebuie să se schimbe ceva în inima noastră. Nu ne putem întoarce la fel cum am venit. Noi astăzi ne-am întâlnit toți cu Mântuitorul Iisus Hristos, același Hristos care l-a întămăduit pe orbul acesta din Ierihon, a fost prezent astăzi aici în mijlocul nostru. Ai Sfântului Tare. Și noi ne-am rugat cu Sfântului Tău. În felul ne-am rugat în Sfântului Iisus Hristos. Dar nu știm dacă într-adevăr cu aceeași credință și cu aceeași umilință pe care a avut-o orbul din Sfântului. El s-a rugat cu convingere, s-a rugat cu tărie. Nu s-a lăsat intimidat de cei care au zis să tacă din ci și mai tare asta. Ceea ce a primit. Observați că atunci când vrem să ne rugăm, atunci când ne rugăm la biserică,
atunci când vrem să ne rugăm acasă. Și noi simțim foarte multe împotriviri. Chiar auzim, poate, uneori voci care ne spun așa tainic în inima noastră, în mintea noastră, nu te ruga acum, nu este nevoie, lasă mai încolo, lasă mai târziu. Adică mereu este ceva sau cineva care se împotrivește rugăciunii. Nu ne lasă să ne rugăm. Și iată ce putem învăța până la urmă. Să stăvim. Să nu ascultăm aceste voci care ne spun nu te ruga. Sau amână pe mai încolo. Toate acestea sunt șoapte demonice. Diavolului nu-i place să ne rugăm. Nu iubește rugăciunea, pentru că știe că rugăciunea ne pune în legătură cu Dumnezeu. Știe că rugăciunea ne poate cu adevărat izbăvi din robia lui. Și atunci el mereu se va împotrivi rugăciunii. Și ne va aduce gânduri de împotrivire. Dar nu numai el, ci și firea noastră căzută. Este ceva în lăuntrul nostru care simțim că se împotrivește rugăciunea. Aparent rugăciunea este un lucru ușor. Nu mare lucru să te rogi. Dar dacă vrei să te rogi din toată inima, vei vedea că rugăciunea este un lucru greu. Și că, iată, sunt foarte multe împotriviri. Deci se împotrivește diavolul, se împotrivește lăuntrul nostru, firea noastră căzută. Dar se împotrivește și Duhul acestei lumi. Și noi trăim așa, în multă zarvă, în mult zgomot. E foarte mult zgomot în jurul nostru. Din toate părțile. Și care nu ne lasă să ne rugăm. Nu este favorabil rugăciunea. Dar iată ce ne învață orul. Să stăruim. Să insistăm. Să nu ne descurajăm. Să nu ascultăm aceste voci care se împotrivesc rugăciunii. Orbul din Evanghelia de astăzi ne învață iarăși un lucru foarte prețios și anume ceea ce în cultura noastră duhovnicească se numește rugăciunea lui Iisus. Adică o rugăciune foarte scurtă care noi putem să ne rugăm, să o folosim, să o repetăm de nenumărate ori, așa încât noi să putem să fim într-o stare neîncetată de rugăciune. Iisuse, Fiul lui David, miluiește, m-a zis orbul, pentru că el nu știa pe deplin cine este Iisus. Credea că el este Mesia, dar nu știa că este și Fiul lui Dumnezeu. Noi știm că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, fiecare eu, se vede și se recunoaște a fi cel din tâi. E important să credem că Iisus nu este doar un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Sfinții dumneavoastră ocrotitori, Atanasie și Chiril, pe care îi prăznuim astăzi, că ei au fost pomeniți săptămâna trecută, dar iată, am venit astăzi să-i cinstim în mod deosebit. Ei au apărat cu strășnicie această învățătură că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Atanasie a trăit pe vremea întâiului sinod ecumenic, când s-a pornit acea erezie ariană care spunea chiar acest lucru, că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu, este doar o creatură a lui Dumnezeu. Deci cumva inferior lui Dumnezeu. Iar Sfântul
Sfântul Atanasie și toți părinții care s-au adunat la sinodul întâi ecumenic, el pe vremea aceea era doar un diacon, dar care avea multă învățătură, au arătat că învățătura lui Arie este mincinoasă și credința cea dreaptă a bisericii, întemeiată pe învățătura Mântuitorului și a Sfinților Apostolii, aceasta este că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină. Născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, dar nu făcut, nu creat. Este o mare diferență să fii născut și să fii creat. Vedeți, noi ca oameni putem să naștem persoane întru totul asemănătoare nouă, copiii noștri seamănă cu noi, au aceeași fire cu noi, dar dacă facem un robot care poate să aibă trăsături omenești, nu va fi același lucru, adică va fi o mare diferență între un om născut din mine și un om creat de mine. Nu este același lucru, vedeți? Marea diferență. Așa, Iisus Hristos nu este creat de Tatăl, ci este născut din Tatăl, mai înainte de toți vecii. Și e importantă această credință fundamentală că Iisus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, făcut și om. La plinirea vremii, El s-a născut din Sfânta Fecioară Maria și a devenit și om adevărat. Dar o singură persoană, nu mai mult. Deci persoana Fiului lui Dumnezeu a devenit și om. Deci o singură persoană cu două fire. Firea dumnezeiască primită prin naștere mai înainte de veci din Tatăl și firea omenească primită prin naștere din Fecioara Maria. Această învățătură a apărat-o Sfântul Chiril al Alexandriei, care a trăit pe vremea sinodului al III-lea ecumenic, când un alt eretic, Nestorie, spunea că de fapt în Hristos sunt două persoane. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu Tatăl, și Hristos, Fiul Fecioarei, născut din Fecioara Maria. Și el cumva numea, vedea două persoane. Și această învățătură iarăși a produs mare tulburare și s-a convocat ceea ce numim al III-lea sinod ecumenic de la Constantinopol, unde Sfântul Chiril a apărat dreapta credință și a zis: nu! În Hristos este o singură persoană cu două firi. Firea dumnezeiască și firea omenească, care se sălășluiesc în persoana Mântuitorului neamestecate și neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite. Așa ca și fierul înroșit în foc. Fierul înroșit în foc capătă proprietățile focului, adică arde, încălzește, luminează, dar fierul rămâne fier și focul rămâne foc. La fel și cele două fii în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Ereticul Nestor zicea că de vreme ce Hristos este persoană divină și persoană umană, nu o putem numi pe Fecioara Maria născătoare de Dumnezeu, ci cel puțin născătoare de Hristos sau născătoare de om. Și această învățătură, iarăși, părinții de la Sfântul al III-lea ecumenic au anatemizat-o și au spus: nu, Fecioara Maria, pe bună dreptate, poate să fie numită născătoare de Dumnezeu, pentru că ea îl naște pe Fiul lui Dumnezeu după firea omenească din omenirea. Așadar, să luăm în considerare învățătura Sfinților Ierarhi, Atanasie și Chiril, ocrotitudinea dumneavoastră, și învățătura Bisericii și a tuturor părinților Bisericii, că Hristos este Dumnezeu adevărat și bun. Și pe această credință, sau din această credință, să izvorască rugăciunea noastră. Din convingerea că El este singurul care ne poate cu adevărat mântui. Care ne poate ajuta și în viața aceasta pământească. Dar ne poate dărui și mântuirea și viața veșnică.
Și pe lângă această credință, trebuie să mai adăugăm încă o credință, știți ce, sau o convingere. Și anume aceea că nu sunt mai păcătoși. Suntem întru totul asemănători acelui orb cerșetor despre care ne-a vorbit Sfânta Evanghelie. Pentru că de vreme ce nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu-L vedem, înseamnă că suntem orbi din punct de vedere spiritual. Și noi suntem, vedeți, în fața lui Dumnezeu în această poziție de cerșetor. Doamne, fie-ți tu de mine. Pentru că, iată, eu sunt un om păcătos, un om căzut, un om orb, care nu te văd, nu te cunosc. Dar cred că tu mă poți ajuta, cred că de la tine am venit, că la tine este izvorul vieții. Și eu m-am îmbolnăvit pentru că m-am înstrăinat de tine, pentru că nu am păzit cuvântul tău, pentru că nu am păzit poruncile tale. Dar acum, te rog, miluiește-mă, ajută-mă, nu te scârbi de mine, nu mă lepăda de la fața ta, nu mă lipsi de dragoste. Vedeți? Acestea două trebuie să le avem în vedere. Pentru ca să ne fie de folos rugăciunea lui Iisus, rugăciunea neîncetată. Credința că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, și conștiința că noi suntem oameni păcătoși, oameni căzuți, lipsiți de vedere duhovnicească. Și atunci vom putea să spunem din toată inima și neîncetată această rugăciune: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Să rețineți această rugăciune. Poate că mulți o știți, poate că unii nu. Dar uite, astăzi avem ocazia noi toți să reîmprospătăm această învățătură despre rugăciunea lui Iisus, despre rugăciunea neîncetată. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Și aceasta poate să fie rostită neîncetat, oriunde ne-am aflat. După ce ne-am rostit rugăciunea de dimineață, care trebuie să ne începem ziua, aceea mergând pe drum, lucrând, mâncând, vorbind, stând în mașină, stând în avion, oriunde. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Când suntem singuri, putem să o rostim și cu buzele. Dar atunci când suntem în prezența altor oameni, atunci doar cu mintea și cu inima. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Am văzut că foarte mulți aveți la mână acea brățară, acele metale, ele nu sunt un obiect de podoare, ci ele sunt un instrument pentru rugăciune. La fiecare boviță, rugăciunea lui Iisus. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Așa învârtim covița de Dumnezeu și zice rugăciunea lui Iisus. Ia, această brățară trebuie să fie purtată pe mâna stângă și folosită cu mâna stângă. Și o să vă spun și de ce. Pentru că atunci când ne rugăm cu rugăciunea lui Iisus, atenția minții trebuie să se îndrepte spre inimă. Legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să se stabilească în inimă. Nu în altă parte. Noi nu trebuie să privim spre cer sau nici măcar spre icoană. Și atunci când ne rugăm din toată inima, trebuie să ne interiorizăm și toată atenția minții trebuie să fie îndreptată spre inimă. Și așa să rostim: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Sau pot fi și variante mai scurte: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
Fiecare își va găsi, să zic, varianta care îi se potrivește cel mai bine, dar important este să o rostim cu convingere, cu încredere că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne poate ajuta, Cel care ne poate mântui. Și apoi, ajungând la apusul soarelui, iarăși rugăciunea de seară, înainte de culcare, să ne rugăm din cartea de rugăciuni, cu rugăciuni citite sau pe care le știm pe de rost, dar apoi, până să adormim, să nu lăsăm mintea să zburde aliuia, și să adormim cu rugăciunea în minte, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și veți vedea cum se poate ca și în somn să te rogi. Dacă vei adormi cu rugăciunea în minte, te vei trezi cu ea în minte și în inimă și pe buze. Și va fi o mare mântuire, o mare binecuvântare. Faceți aceste exerciții. Să învățăm de la orbul din Evgor această rugăciune scurtă, dar deosebit de folositoare și care ne este la îndemână. Pentru că ne plângem și uneori pe bună dreptate că nu avem timp. Avem foarte multe lucruri de făcut, programul este foarte încărcat, avem de parcurs distanțe destul de mari. Și atunci e o presiune foarte mare. Dar dacă ne vom folosi de rugăciunea lui Iisus, veți vedea cum se ușurează toate. Și le putem face pe toate cu liniște, cu bucurie. Vom simți lucrarea lui Dumnezeu, vom vedea mâna lui Dumnezeu în cele mai banale situații. Dumnezeu este viu, este prezent. Nu ne părăsește niciodată, nici atunci când păcătuim. Noi îi întoarcem spatele atunci când păcătuim, dar ei nu părăsește. Foarte frumos se spune într-o rugăciune la Sfânta Liturghie. Zice, și căzând noi, nu te-ai depărtat. Și iarăși ne-ai ridicat. Pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai lăbuit împărăția la cer. Vedeți? Domnul nu se depărtează de noi. Noi ne putem depărta de El. Dar El niciodată nu se depărtează, nu ne întoarce spate. Important este doar să ne îndreptăm privirea spre El. Atenția minții și minții. Și atunci vom simți bunătatea Lui, dragostea Lui, îngerea Lui, ajutorul Lui în toate. A Lui să fie slavă, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.